Salutare, eu sunt GGLPS și astăzi am venit cu un nou videoclip pentru voi și anume Poșta LPS. Știu că de mult timp voi așteptați să mai fac un videoclip cu Poșta LPS și să anunț dacă într-un fel voi mai primi sau nu pachete. Dar deocamdată, după cum vedeți, cazurile au început să crească din nou în România și nu vreau să mă risc sau voi să vă riscați, ieșiți din casă ca să îmi puneți mie un pachet, căci până la urmă boala asta are două fețe, poate fi cu sau fără simptome și eu nu vreau să risc să iau ceva din pachetele voastre. Dacă aveți prieteni care știu că se uitau la LPS și nu se mai uită sau pe care știți că mă urmăreau și nu se mai uitau la mine din cauza că nu mai postam cu LPS, vă rog să le spuneți că am început să postez din nou cu LPS. Iar cel de-al doilea anunț pe care vreau să-l fac înainte de începerea acestui videoclip, curând voi vinde câțiva din LPS-ii mei, va trebui să îmi triez colecția pentru că în cea mai mare parte nu prea fac mare lucru, așa că voi vrea să îi dau mai departe, mă rog că îi dau, că îi vând, plus accesorii și cu siguranță voi vinde și ceva merchandise sau stickere, lucruri cu designul făcut de mine, dar care să reprezinte canalele mele. Pentru cei care nu știu, adică cred că toată lumea de acum are tricouri, căni și așa mai departe, eu o să fac niște chestii puțin mai interesante, sper eu. Oricum, haideți să desfacem cele două plicuri. Acest plic este destul de mare și, ia uitați, are aici o drăguță pisicuță. Pentru cei care vând, e o drăguță pisicuță, e flocoasă așa. Și aici un mic desen. Mă simt de parcă n-am mai deschis de foarte mult timp pachete. Și avem o tonă de lucrușoare de prezentat. Am găsit scrisoarea și acum o să citim. Bună, eu sunt Miss Unicorn LPS. Nu am canal de YouTube, ți-am adus niște desene din prietene rivale. Nu o să-ți spun ce conține pachetul, dar o să-ți spun doar că pachetul conține și o jucărie pentru Polly. Uite, și aici este un desen cu Anubis și Eliza. Oh, ce drăguț! Pentru cei care văd subtitrarea în engleză, cei care sunt din partea internațională, voi vrea să rectific un anumit lucru și anume, de obicei fanmail-urile pe care le primesc sunt pentru personaje dintr-o serie LPS pe care am făcut-o eu pe un alt canal destinat comunității de LPS din România. Așa că dacă nu înțelegeți în mare lucru ce se întâmplă aici, are legătură cu acea serie LPS. Ok, haideți să continuăm și să vedem. Avem aici un desen. Uite, un desen cu Eliza, arată foarte drăguț. Avem un alt desen pe care scrie tu în imaginația mea. Uite ce drăguț, îl avem pe Anubis și multe, multe personaje din prietene rivale. Oh, plus Andreea. Andreea care e un cățel. Din păcate, de ce e Andreea un cățel? Avem foaie pe care scrie doamna profesoară. Aceasta este doamna profesoară, doamna profesoară fiind o testoasă. Iar aici avem o hârtie pe care scrie când e ziua lui Gheorghiță, Love Anubis. Și când o deschidem, aici este, cred că, un fel de fundal cu o sală de jocuri pentru ziua lui Gheorghiță. Îi mulțumim lui Miss Unicorn pentru că ne-a făcut așa ceva. Cineva o ține minte pe pisica gri, pe care o cheamă Heather. O avem pe Andreea, dar Andreea e o girafă. L-avem pe Anubis, l-avem pe Robert, o avem pe doamna directoare. Mamă, dar ce stilat e doamna directoare! Și-mi placă toate personajele au steluțe în obrăjări. O avem pe Ioana, ce drăguț arată. O avem pe Alexia. Asta nu e Alexia, totuși. Alexia n-a dat așa. Asta o fi Jake? Îl avem pe prea iubitul Gheorghiță și avem pe Julia. Acum avem câteva pachetele, mai multe. Avem ceva pentru Anubis, pentru Eliza, încă ceva pentru Eliza și ceva pentru Jake. Haideți să le desfacem prima dată pe astea. Avem așa un mesaj de hate pentru Jake. Ești aiurit. Avem pentru Anubis o tabletă, o tabletă Apple Anubis, sau mă rog, în loc de Apple e Anubis, e o firmă acum. Asta e un telefon sau o telecomandă pentru Eliza și, cu siguranță, o tabletă. Avem aici
O carte de română pentru Ioana și aici avem o carte de conturat pentru Giulia. Mă rog, asta probabil că e un manual. Am mai găsit ceva pentru Eliza, avem aici ceva pentru Alexia și un pliculeț pentru doamna directoare și unul pentru doamna profesoară. Eliza probabil că a primit ori un telefon, ori un laptop, dar nu sunt 100% sigură, ăsta clar e un laptop pentru Alexia. Apoi avem un catalog cu siguranță pentru doamna profesoară și, pentru că toată lumea știe că doamna directoare are o problemă cu ochelarii de soare, a primit ochelarii de soare. Iar ultimele pachetele din acest plic, avem unul pentru Polly și două pentru Robert. Pe să scrie dieta lui Robert. Robert a primit un pahar și pentru dieta lui, ce avem aici? Asta numești tu dietă? Avem o pizza și o bucată de... Cred că e o prăjiturică ceva, o felie de prăjiturică. Băi, asta-i dați voi la dietă, lui Robert. Iar Polly, papagalul meu, a primit un alt papagal. Aoleu, a picat. Ia uitați, acum am realizat că pe pachet scrie că vine de la o fetiță pe nume Carina din București. Așa că îți mulțumesc foarte, foarte mult, Carina, pentru acest pachetel. A fost super drăguț, super mirific și minunat. Iar acum vom merge la următorul pachetel de astăzi. Acesta este pachetelul, plicul. M-am întâlnit chiar personal cu Melania, fata care mi-a dat acest pliculeț și am mulțumit enorm de mult. O și numărat de câte ori i-am mulțumit în întâlnirea noastră. Și haideți să vedem, mai avem aici un desen cu adolescenta care arată foarte drăguț, un desen cu Anubis și aici, bineînțeles, adresa mea pentru cei care nu o știu încă, bineînțeles, se află și în descriere și aici scrie cu drag Melania. Haideți să îl desfacem. Să vedem ce se află aici. Prima dată vom citi scrisoarea. Dragă adolescenta, am vrut mereu să-ți trimit un plic sau pachet și acum am putut. Te urmăresc de 2 ani, ești cea mai tare, mă cheamă Melania, am 10 ani. Scrisoarea conține desene, pachete pentru Alice și Anubis, abții build-uri, surprize, scuze pentru scrisul urât, dar nu trebuie să-ți cer scuze. Deja și-a cerut scuze și de față cu mine și am zis că, păi, cum să-ți cer scuze, că toată lumea are un scris normal și că nu e normal să-ți cer scuze pentru asta. Haideți să vedem ce avem aici. Avem prima dată un pachetel pentru Alice. Să-ți aducem pe Alice! Și da, numele ei chiar așa se scrie. Am preferat să fac un nume englez românesc, căci suntem artiști. Să vedem cum îl desfac. Alice a primit o inimioară înaripată care arată tare drăguț și apoi avem un pliculeț pentru Anubis. Vai, am făcut o prostie. Încercând să salvez desenul de pe pachetel, am tăiat mesajul cu Teador. Îmi pare rău. Oh, nu. Ea mi-a dat bani. Mi-a dat o bancnotă de 10 lei și 2 de 5 lei. Apreciem foarte mult donațiile. Aici avem, ce să desfacem, butonul de aur. Arată tare drăguț. Și apoi ceva pe care scrie surprize. Avem bani. Mulțumim de donații, apreciem foarte mult. Toate donațiile o să intre în pușculiță, în borcanul cu surprize. Iar ultimul pachetel este acesta pe care scrie stickere. Și avem stickere cu ponei. De-abia așa să-mi decorez caietul de schițe cu ele. Și bineînțeles cu toate celelalte stickere pe care le primesc, pentru că eu asta fac, le strâng, colecționez stickere și apoi le folosesc în caietul de schițe. E fain așa. Mulțumesc și ție, Melania, din nou pentru pachetul pe care mi l-ai dat. A fost super drăguț. Mi-au plăcut foarte mult desenele tale, mi-au plăcut foarte mult stickerele, mi-au plăcut și scrisarea care e tare drăgălașă. Așa că cam asta este. Voi repeta mesajul pe care l-am anunțat anterior și anume că nu vreau să mai primesc deocamdată pachete, că sta mea poștală într-adevăr este deschisă, vă dați seama că nu am cum să o închid deocamdată, e un abonament pe care trebuie să-l plătesc lunar, dar nu vreau să se întâmple ceva și să iau virusul ăsta, Doamne ferește, că e super nasol și mai ales că eu cred că cu sănătatea nu stau extrem de bine. Așa că, na, oricum, vă mulțumesc foarte mult de vizionare și ne revedem data viitoare. Bye!